Ieri a avut loc ședința ordinară de Consiliul Local al Comunei Malovăț, în cadrul căreia au avut loc anumite neînțelegeri referitoare la o persoană care voia să participe la ședință, deși nu este cetățean al Comunei Malovăț, iar codul administrativ stabilește clar anumite reguli care trebuie respectate. Ieri a avut loc o ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Malovăț, în cadrul căreia au fost discutate 7 puncte de pe ordinea de zi. În urma unor verificări s-a constatat faptul că un cetățean dorea să participe la ședință, însă acesta nu îndeplinea condițiile stabilite clar de către codul administrativ. Ieri am avut o ședință pe 28 februarie, am avut o ședință ordinară a Consiliului Local, unde am avut pe ordinea de zi 7 proiecte de hotărâri și ne-am întâlnit în sediul Consiliului Local al Comunei Malovăț, în sala de ședință, la orele 14. În sala de ședință, în afară de consilierii care erau prezenți, a mai apărut un domn în sala de ședință și înainte de a începe ședința l-am întrebat elegant ce probleme are. A spus că nu are nicio problemă, am întrebat dacă are domiciliu pe raza Comunei Malovăț, a spus că nu are domiciliu pe raza Comunei Malovăț, mi-a arătat buletinul de identitate, cât mie, cât și președintele de ședință, și l-am rugat elegant să părăsească sala de ședință. Dumnealui s-a enervat, a spus că nu este legal ceea ce facem noi, pentru că încălcăm legislația în vigoare. Se pare că respectarea legii l-ar fi supărat pe liderul PNL din Malovăț, care a făcut scandal cu surle și trâmbițe pentru că nu a putut participa la ședință, deși nu avea acest drept. Participarea cetățenilor la ședințele de Consiliu Local unde nu au domiciliu ar putea duce la un haos total în administrațiile publice locale din toată țara. Din acest motiv, prin codul administrativ s-a stabilit clar faptul că doar persoanele care au domiciliul pe raza unității administrativ-teritoriale respective pot lua parte la ședințele de Consiliu Local, fiind direct interesate de deciziile pe care aleșii locali le iau în cadrul acestora. Noi încercăm să respectăm legea privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local în Comuna Malovăț și referitor la codul administrativ care reglementează ședințele Consiliului Local. La articolul 38 se face mențiunea la desfășurarea ședințelor Consiliului Local. La aliniatul 2 avem caracterul public al ședinței Consiliului Local, este dat de accesul celor interesați în condițiile lege la procesele verbale ale ședinței Consiliului Local. Dumnealui nu avea nicio treabă, nicio legătură cu procesul verbal al ședinței anterioare. B. Accesul celor interesați în condițiile legii la proiectele de hotărâri, la hotărârile Consiliului Local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora, nici aici dumnealui nu are nicio legătură cu proiectele de hotărâri sau ce se discuta în ședința de Consiliu Local și ce posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea sub unitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele Consiliului Local și sau de a le urmări pe internet în condițiile legii, în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Deci, dumnealui nu îndeplinea nicio condiție din aceste puncte impuse de codul administrativ privind desfășurarea. L-a rugat elegant și frumos să părăsească sala, pentru că neîndeplinind aceste condiții, dumnealui nu poate participa la ședințele, chiar dacă susține că este președintele organizației locale a PNL în Malovăț. Cu toate acestea, dumnealui a fost deranjat. Se pare că atunci când respectăm legea sau când vrem să punem punctul pe ei, atunci să respectăm legislația în vigoare, dumnealor sunt deranjat de aceste lucruri. Nu cred că nu și-au găsit locul în Comuna Malovăț sau la Primăria Malovăț referitor la nerespectarea legii sau a codului administrativ. Întotdeauna primarul Comunei Malovăț, Ion Michescu, a fost transparent în luarea deciziilor și de fiecare dată a prezentat oamenilor proiectele menite să ducă la dezvoltarea comunei, indiferent de culoarea politică, cetățenii implicați mai mult sau mai puțin în administrația locală ar trebui să colaboreze, nu să încerce să pună bețe în roate cu orice ocazie. Primarul Comunei Malovăț, Ion Michescu, nu a avut niciodată nimic de ascuns, iar din Consiliul Local al Comunei fac parte și 3 consilieri PNL, totul fiind expus cu transparență în folosul cetățenilor.